Uneori adevărul doare, dar merită să-l spunem. Doar că ar fi bine să știm cum să-l împachetăm. De exemplu, cum să-i spui cuiva că e prost? Poveste turcă de Ion Pribiagul Boarea tremura smochinii, împletiți printre uluci, iar în poartă muezinii dorm în fesuri și în papuci. Într-o zi, Ahmed Sultanul, pufăind din Arghilea, l-a chemat pe Ali, ministrul, și a poruncit așa. Dacă nu mi-aduci o listă cu toți proștii până mâine, pun să ți se taie capul sau te spânzuri ca pe un câine. Să te ții, Allah. Porunca îți va fi îndeplinită. Și a doua zi ministrul i-a adus lista dorită stă Ahmed să se încrunte și apucă taganul, căci pe listă, chiar în frunte, e trecut chiar el, sultanul. Cum dai îndrăznit hare, că te tai cu un cuțit să mă treci drept cel mai mare și mai caragios tâmpit? Te-am trecut? A spus Ali, dârz și plin de cutezanță, fiindcă ai dat 5.000 de galbeni lui Abdul, fără chitanță. Dacă ai dat fără chitanță și n-ai martor vișta voi, păi atunci slabă speranță să-ți dea banii înapoi. Ți-a promis el că-ți aduce cai de cea mai bună marcă și uite că a trecut o lună și a uitat să se întoarcă. Da, dar ce te faci tu, câine? Zise Ahmed să se descarce. Dacă Abdul cu cai mâine sau cu banii se întoarce? Ce să fac? Ali răspunde ploconindu-se fidel, Păi, atunci te șterg pe tine și îl trec tâmpit pe el.